Integrarea în spațiul european poate fi realizată doar prin intermediul păstrării tradițiilor și valorilor naționale. Sub acest generic a fost dat startul unei conferințe științifice desfășurată la Academia de Poliție Ștefan cel Mare. Odată cu aceasta a fost lansat și un proiect premieră pentru țara noastră. La Academia de Poliție a fost inaugurată o expoziție. Una dintre pierlele acesteia este drapelul Inspectoratului de Poliție Dubăsari, străpuns de gloanțe în timpul conflictului armat de pe Nistru. Băieți căzuți în acel război au rămas numai în inimile noastre, în memoriile noastre și a bieților părinți care au rămas fără ei. Profesorii de la instituțiile de învățământ superior din țară și-au propus să informeze tinerii despre evenimentele care au marcat istoria țării după proclamarea independenței. În cadrul acestei campanii vor fi arătate filme, vor fi aduse la cunoștința publicului cărțile și publicațiile despre această perioadă. Proiectul va avea același generic, valorile naționale în educația modernă. Deci consolidăm forțele pentru a transmite toate mesajele ce țin de educație, de conștiință civică, de noi, de fapt, de istoria noastră, în contextul integrării în spațiul european. Conștientizarea importanței patrimoniului cultural este chezășia protejării acestuia. Conferința cu genericul Valorile Naționale în Educația Modernă este la prima ediție și a fost organizată de Academia de Poliție Ștefan cel Mare în cooperare cu Muzeul Național de Istorie.